cântec și o poveste. Așa încep emisiunile de folclor marca TVR Iași. Cea mai recentă ediție a emisiunii Cântec și Poveste ne propune să descoperim tradițiile populare din Câmpul Lung Moldovenesc, județul Suceava. Ansamblul folcloric Rarăul a trecut pragul studioului teritorial de la Iași, dornic să transmită emoțiile prin muzică. Astăzi mă aflu în cadrul emisiunii Cântec și Poveste, alături de domnul profesor Niță Bârsă, care mi-a îndrumat pașii și m-a făcut să îndrăgesc muzica populară, mă ajută în tot ceea ce fac și colaborez cu el de aproape 25 de ani. Laura Erhan este o tânără cu drag de joc și muzică populară. Laureată a mai multor premii importante, ea face ceea ce îi place cel mai mult, cântă. Una dintre cele mai recente participări ale sale a fost la Festivalul Cătălina. Laura a obținut premiul oferit de TVR Iași, trofeul concursului alături de ansamblul folcloric Rarăul din Câmpul Lung Moldovenesc, dar și premiul întâi la categoria soliști. Sună buciun, pirară, badiță de dorul tău, badiță de dorul tău. O experiență foarte frumoasă, aș repeta-o de foarte multe ori. Mi-a plăcut foarte mult acest festival și mulțumesc jurului că a avut încredere în mine. Merită să primească trofeul festivalului Cătălina de la Iași din acest an. Este vorba ediție. Despre ansamblul Rarăul din Câmpul Lung Moldovenesc, coordonat de domnul profesor Niță Bârsă, coregraf domnul profesor Ilie Filimon. Noi nu am participat chiar la multe festivaluri. Am fost la Piatra Neamț, la Vatra Dornei, am avut rezultate frumoase, dar am vrut neapărat să revin în Iașul meu drag, unde mi-am desfășurat activitatea atât la Palatul Copiilor, cât am fost mai tânăr după aia la Doina Carpaților. Am venit mai mult ca prezentare, dar până la urmă am făcut o figură frumoasă, cum se spune așa, și am cucerit marele trofeu. Și asta m-a bucurat foarte mult și mi-a dat curajul în continuare de a întineri și de a munci și a lucra cu copiii mult mai bine și mai frumos în continuare. Dirijorul și coordonatorul ansamblului, Niță Bârsă, își amintește cu emoție de clipele petrecute alături de ansamblul folcloric Doina Carpaților din Iași, acum condus de dirijorul Marinica Bota. La ceas de aniversare a celor 50 de ani de activitate ai ansamblului ieșean, urările sunt transmise din suflet. Le doresc mult succes și mulți, mulți ani să prindă și 100 de ani. Voi fi și eu invitat un pic la festivitatea de aniversare și le doresc mult succes în continuare. Este o orchestră reprezentativă pentru Iași, pentru zona Moldovei. Muzica, dansul, dar și povestea ansamblului folcloric Rarăul din Câmpul Lung Moldovenesc le puteți urmări la emisiunea Cântec și Poveste pe 16 decembrie de la ora 20 pe TVR3, dar și pe 21 decembrie de la ora 19:30 pe TVR Iași.